E foarte faină valea asta. Și acum dimineața, răcoare, așa cu 17 grade. Masa noastră principală, salam cu pita. Avem o parcare foarte faină aici cu un motor. Dimineața lume, bine ați venit aici pe canalul nostru de YouTube, Lucifer Videographer. Suntem în ziua a treia și plecăm de aici din Banja Luka, de la cazarea noastră Apartments Coco. Mergem să găsim o benzinărie, trebuie să facem plinul la Transalp. Astăzi avem de făcut în jur de 320 de kilometri. Uite aici, această benzinărie, nu mai bună, e la nici 2 km de cazarea noastră. E perfect. Înainte să plecăm de la cazare, ne-am băgat și la o patiserie să luăm niște cornuri pentru micul dejun, atât cât să nu plecăm cu stomacul gol. Trebuie să găsim o parcare undeva să oprim, este și puțin înnorat. Suntem într-o vale faină pe drumul E661 sau M16. De mâine pare să își revină vremea, să fie zi cu soare și cald. Astăzi încă avem de fugit din calea ploii, dar sperăm să scăpăm pentru că pare doar puțin înnorat și din ce am văzut pe hartă, grosul a trecut azi noapte. A sosit timpul să ne oprim după aproape 30 de kilometri, să ne mâncăm cornulețele de la patiserie. E foarte faină valea asta. Și acum dimineața, răcoare, așa cu 17 grade. Foarte, foarte fain. Tot e verde. Curbe, drum bun. Foarte fain. Ne-am repus în mișcare, ne continuăm drumul pe lângă râul Vrbas, foarte fain. Foarte frumos locul ăsta de belvedere, aici, de pe marginea drumului. Am reușit să luăm câteva cadre cu drona, iar acum ne continuăm drumul, pentru că mai avem 150 de km până la un punct interesant unde am dat noi pe hartă la ceva lac. Acum îi salutăm noi pe ei.
ceva pas, nu știm exact altitudinea, dar gradele au scăzut de la 17-18 la 13 grade, e răcoare, dar e foarte frumos. Plin de brazi, puțin înnorat, dar e tare fain. Iar denumirea drumului este R415, e o zonă tare interesantă, o bună calitate a drumului și peisaje frumoase. Deja suntem în acțiune. Am făcut cumpărăturile. Masa noastră principală, salam cupită. În Tomislavgrad sau ceva de genul suntem acum. Și de aici o să facem o mică deviere. Facem stânga spre ceva lac. Sunt mici șanse de câțiva strop de ploaie. Oricum vremea e super faină. Și mai avem oricum destul pe ziua de azi. Peste 150 de km. Noi am plecat de la supermarket, am mâncat bine, a fost foarte bun, iar acum ne continuăm drumul pe R419, un drum foarte, foarte fain, bun calitativ, cu peisaje, cu pădure, e destul de răcoare aici. Ne îndreptăm spre lacul Blidinje. Iar de acolo terminăm cu bucla și mergem în jos spre noi. Și din păcate aici în locația asta nu am cum să zbor drona pentru că vântul este foarte, foarte puternic. Și plecăm de la lac, foarte frumos. Chiar îmi este ciudă că nu am reușit să ridic drona puțin, dar vântul este atât de puternic încât era să ne ia de câteva ori de pe drum tot cu motocicletă, ce să mai vorbim de zburat drona. Zona asta este foarte asemănătoare cu cea din Muntenegru, din zona aia de Zabăliac. Câțiva motocicliști, numai cu Africa Twin și Baradero. Wow, ce peisaj frumos! Mai vine încă o Africa Twin. Și încă o Africa Twin. Suntem în Posuje, ceva de genul, și de aici mai avem încă 110 km până la cazarea noastră din Neum sau Neum. Și acum suntem din nou pe un drum mai mare, mai principal, pe drumul R420. Am oprit aici la această benzinărie și avem aici o terasă.
Ce leacă e asta? Hai să vedem dacă îmi scrie. Lacul Svitavsko. Și luăm câteva cadre cu dronița. Și mai avem 30 de kilometri până la cazare la Neum sau Neum, cum vreți voi să-i ziceți. Să alimentăm, suntem în Neum, facem plinul și mergem la cazare. Am făcut 334 de kilometri astăzi, plus până la cazare, deci cam 340. Unde am ajuns? Unde am ajuns? Unde am fost și unde am ajuns? Uite podul nou. Se vede pe cameră oare. Podul ăla nou care se lucrează de foarte mult timp la el aici. Dar nu mai știu cu ce scop a fost făcut ăla. Am ajuns sus în cameră. Suntem la etajul 2. Cameră foarte drăguță. Avem un balcon fain. Avem baia faină. Imediat testăm și dușul. Și aici am plătit cu tot cu ciubuc 25 de euro, a fost 23 de euro. Foarte fain. Mai poți? Mai pot. Ruptă. Cât am băgat azi? 340. Mai pot, încă un 300. Bun. Băgăm de pe noi lucrurile la spălat, că au deja 3 zile. Punem să mâncăm. Cât e acum ceasul? 5:30. Hai că am ajuns bine. Avem o parcare foarte faină aici cu un motor. Am pus să trag husa pe el. Nu de altă, dar să nu atrag atenția, că suntem chiar lângă drumul principal. Dragilor, încheiem episodul de aici, de la noi, de pe balcon. Încheiem ziua 3. De aici, din Neum sau Neum, că nu știm încă exact cum se pronunță. Bosnia. Avem acest apus. Super. Și vă lăsăm în compania unui timelapse, dar bineînțeles nu uitați să vă abonați, să ne dați un like, să deveniți membru și ne vedem în episodul următor când vom pleca în Muntenegru. În Ulcinj. Salutare! Ciao!